Salut, camarazi, bună dimineața! După cum vedeți, sunt sub acoperire, agentul 007, sunt la Parcul Izvor și, uite, stau cu fața spre soare, spre Zeul Suprem, Sol Invictus. Ce să vă zic, vă urez bună dimineața la toată lumea, vă urez multă sănătate, să aveți o zi plină de bucurii și de succese. Nu vă lăsați manipulați, mamonul nu e totul, câștigați cât aveți nevoie, nu puneți nimica deoparte că nu știm ce va fi mâine. Dacă aveți copii, copiii voștri să pună și ei umărul să facă ceva, voi le lăsați cât se poate, nu trebuie să vă rupeți bojogii pentru ei. Uite că a ieșit soarele ca lumea, deci dacă copiii nu au niciun rost în viață, se apucă de droguri, de tutun, de băutură, de păcănele și sunt gata, degeaba i-am făcut. Deci vă sfătuiesc să câștigați atâta cât aveți nevoie pentru trai zilnic, nu vă lăsați manipulați. Trăim în lume unde o mână de jigodii și de canalii și de psihopați vor să ne dicteze nouă cum să trăim și cum să murim și cu ce să facem, știți? Așa, sunt o mână de psihopați care trebuiesc măturați de pe planeta asta. Uite, am venit aici la Parcul Izvor să fac puțină gimnastică. Vă recomand și vouă, cum v-am mai zis, un sfert de oră, 20 de minute de gimnastică e nemaipomenit pentru artere. Asta știu de la medici germani și știu ceva, câte ceva, știi? Așa? Dar nici ai noștri nu sunt mai prejos, numai că corupția e mare în toată lumea. Așa, deci vreau să vă urez o zi frumoasă, vreau să vă îndemn să ieșiți în natură măcar o oră, două pe zi, să interacționați, să vorbiți, nu mai stați blocați pe telefoane. În ultimul timp, uite, mi se pare că, da, au dat și muguri, mi se pare, aici, la niște copăcei. În ultimul timp am văzut pe mașini, pe metrou, pe tramvaie, oamenii au luat-o complet razna, de la copii până la oameni bătrâni, toți se uită în dobitociși pe telefonul ăla, zici că le dă curge aur din telefon, complet prostiți, nu mai au niciun control, oamenii nu mai știu ce e bine și rău. Potoliți-vă, fraților, că o să terminăm rău, camarazi, dacă nu vă potoliți, folosiți telefonul cât e nevoie, nu faceți abuzuri, nu stați toată ziua cu nasul în el, pentru că de-aia e făcut, să ne facă singuratici, izolați, că așa putem fi mai puțin, mai bine controlați și mai repede agățați, dacă suntem izolați. Dacă suntem uniți, suntem o forță, ca deștele de la mână. Dacă nu suntem uniți, suntem dezbinați și ăsta e principiul lor de 6.000 de ani. Divide et impera. Dezbină și stăpânește, înțelegeți? Deci nu vă mai lăsați prostiți, nu vă mai lăsați manipulați. Trebuie să ne unim, să devenim o forță, să ne luăm țara înapoi, să devenim oameni, nu animale. Ăștia ne folosesc precum niște animale de povară, suntem buni doar ca să le muncim și după aia ne dă injecția. În Germania era beton șprițe, injecția de beton, ăștia o dau mai perversă decât aia din Germania. Deci vă îndemn să ieșiți în fiecare zi în parc, undeva la aer liber, să respirați oxigen, nu noxe de mașini. Vă îndemn să faceți mișcare, chiar adineaori am văzut o fetiță care o știu pe aici de ani de zile, o știu, aleargă, o fetiță de vreo 24-25 de ani, cred că o știu de vreo 4 ani de când aleargă pe aici, pe Parcul Izvor. Deci, dacă poate, ea puteți și voi. Nu mai fi sedentar, nu mai sta toată ziua cu fundul pe canapea sau pe scaun și vă holbați în computer. În computer nu e fericirea, nu e paradisul, puteți să le folosiți cât să vă câștigați pâinea cât e necesar, după aia ieșiți în natură, discutați, vorbiți, râdeți, chiar și tachinați, așa, constructiv. Deci
Ce să vă zic, uite, aici natura cam începe să își intre în drepturi, cred că în curând, dacă mai trec câteva zile, cred că mugurii se vor lăsa păcăliți și vor înflori. Uite, hai să vă prezint puțin aici Parcul Izvor, să vă dau așa un apetit să ieșiți în natură. Uite, mai sunt turme de zăpadă, vedeți? Copăcei au rămas verzi toată iarna, că sunt copaci de munte. Uitați, încă a fost zăpadă mai mult aici, probabil s-a troienit un pic. Acolo aveți Catedrala Mântuirii Neamului, dar nu mai zic nimic, am abțin. Așa, aici aveți Palatul Parlamentului, unde stau ăia cu pensii speciale și nesimțite și cu salarii nesimțite și speciale. Aici aveți, uite, încă un domn care mai aleargă pe acolo și el aleargă de ani de zile, îl vedeți, așa. Aici e orășelul copiilor, soarele stă să apară, deci încet, încet, cred că înverzește și iarba. Adică, uitați, aici e încă verde, ori a rămas așa, ori a început să înverzească, dar v-am zis, ieșiți în natură, nu mai stați în blocuri, nu mai stați în casă, ieșiți în aer, faceți mișcare, puneți și copiii voștri dacă aveți să facă mișcare, să nu mai stea toată ziua cu nasul în telefon, că devin idioți funcționali. Așa, am văzut foarte mult în ultimul timp pe unde umblu, și pe stradă și pe mijloacele de transport, deja avem idioți funcționali, tâmpiți complet. Și cred că tâmpenia îi face și nesimțiți, că nu le mai merge creierul, merge o ralentie așa, cu încetinitorul, știți? Și nu, dacă nu mai merge creierul, la revedere. Așa, atunci devine omul și nesimțit și proști și de toate. Deci, eu sunt mândru că sunt român, suntem poporul primordial, limba română e o limbă primordială, România e singura țară de pe planetă care se poate hrăni singur, avem absolut tot ce ne trebuie, avem să dăm și la alții, de-aia au venit toți veneticii pe aici de mii de ani, să fure aurul, sarea, petrolul, gazul și să ne fure și pe noi sau să ne prostească, să ne facă sclavi. Deci, camarazi, cum v-am zis, vă doresc o zi plină de succese, să fiți sănătoși. Dacă sunteți la micul dejun, vă urez poftă bună. Eu am mâncat deja ceva caldă, mă duc să bag și o cafeluță. Păcătuiesc un pic cu cafeluțele, dar o să mă las din nou. Știți că nu e sănătoasă cafeaua, rămân pe ceai, cum am băut din copilărie. Deci vă pup cu drag, rămânem precum catarii umăr la umăr, să aveți o zi frumoasă, eficientă, să fiți mulțumiți de voi, să fiți optimiști, să fiți pioși, să fiți miloși, să fiți creștini, să fiți români. Vă pup cu drag, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!